Gata, gata cu banii că m-am săturat Gata cu salariile, cu pensiile Că ne-au luat mințile, domne, nu vedeți? Mai dă încolo și dă bani Că altceva e mai important nu? Sănătatea De câte ori n-ați auzit? Sănătate, maică, sănătate Că e mai bună decât toate Și uite, mai avem puțin și pleznim Numărul copiilor bolnavi de diabet s-a dublat în ultimii 10 ani prin alimentație nesănătoasă, lipsa de activitate fizică, diabetul zahărat de tip 2 a început să apară și la copii. Bravo, tată, bravo! Haideți că suntem pe drumul cel bun, vedeți? Am luat-o de la bază, domne, de la copii și juniori, de la sugari. Lucrăm științific, nu așa după ureche, nu? Nu suntem, domne, ultimii lăutari, da? Ați auzit combinație, mâncare proastă, lipsa mișcării, rezultatul e garantat. Și dacă n-am știi, dacă n-am ști, dacă n-ar exista atâtea studii independente care ne spun, care ne trag de mâne că, bă, nebunilor, muriți! Mai avem puțin și scriem cu linii de ale albe pe cer. Alo, guvernul, parlamentul, e jale cu alimentația. Faceți niște programe de educație alimentară, consiliere cu părinții. Aduceți niște specialiști pe nutriție în școli. Aduceți mâncare sănătoasă în școli să depășim, de exemplu, prostia asta cu cornul și laptele, care ni se părea la un moment dat revoluționară, mamă, dar în realitate e un dezastru pentru organism. Dar cu cine să discuți? În 2020, România a reglementat prin lege prevenția diabetului, cei drept cu jumătate de măsură pentru că lipsesc și acum normele de aplicare și programele concrete. Avea doar Octavian Dumitru pe vremuri o glumă. Avea hârleț, n-avea coadă la hârleț. Na, altă românească. Mamă, ce păgi or fi și aici? Ce păgi or fi și aici? Deci am dat o lege, ne-am jucat un pic de prevenție, gata, am bifat-o și pe asta. Doamne, mor, mor pe asta cu legile fără norme de aplicare. Sunt atâtea exemple. Legi multe și fără rost. Să dăm așa niște legi, să fie acolo, mă. Vedem noi după aia ce facem cu ele. Dacă le și aplicăm sau nu. Când e să distrugem ceva, a, păi atunci distrugem, nene. O facem cu pasiune, nu ne încurcăm. Ministerul Sănătății a transmis că până acum s-a constituit doar un grup de lucru format din specialiști. Jur, jur, în timp ce scriam la acest material, mi-a apărut Ministrul Sănătății pe ecranul televizorului. L-am auzit spunând așa, trebuie să găsim o soluție. Mă rog, vorbea despre cu totul alt subiect. Dar nici nu contează despre ce subiect. Că oricum, orice l-a întrebat pe Ministrul Sănătății, asta o să ne spună. Trebuie să găsim o soluție. De un an, numai asta auzim de la el. Trebuie o strategie, trebuie o soluție. Domne, avem aceste legi inutile. Avem spitalele care îmbolnăvesc pe oameni. Ne îmbolnăvim copiii. Ne distrugem viitorul da, 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 cum să nu, trebuie să găsim o soluție, da, da, nu uitați, facem acum un grup de lucru, nu, 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 nu că asta nu rămâne așa, o să vedeți. Românii consumă cele mai multe antibiotice din Europa. Potrivit medicilor, consumul excesiv al antibioticelor crește rezistența bacteriilor la acest tip de medicamente, făcând o una dintre principalele probleme de sănătate publică. Iată, alt subiect pe care trebuie să discutăm foarte serios în societate. Trecem la cealaltă industrie care ne-a luat mințile și sănătatea cu complicitatea statului, bineînțeles. După industria otrăvurilor deghizate în mâncare, industria medicamentelor. Spun medicii, medicii, mă rog, ăia care mai spun, antibioticele nu scat febra și nu tratează răceala comună, gripa, tusea sau durerile în gât. Dar se pare că o spun prea încet sau prea puțin sau cei care prescriu antibiotice una, două deloc. Reclamele pentru medicamente și farmacii acoperă tot ceea ce spun medicii. Și apoi, noi, cetățenii, mă, nu înțelegem că nu trebuie să mai băgăm pui de la din comerț, că e plin cu toate antibioticele planetei. Și la toate astea adăugăm teama de spitale, clar, teama de mizeria de acolo, de clădirile care scad în cap și te omoară, teama de atitudinea personalului. Mă rog, toate astea pentru cei care au vreun spital în apropiere. Cei care n-au un medic porază de 100 de kilometri se vor trata în funcție de reclamele de la televizor. În 10 ani țara noastră nu a reușit să ia măsuri care să limiteze consumul excesiv și inadecvat al antibioticelor. Ministerul Sănătății anunță că va face campanii de informare a populației despre riscurile consumului de antibiotice. Am tot citit, am văzut rapoarte, alte țări se luptă cu treaba asta, se agită, au redus masiv consumul de medicamente după ureche. Noi suntem la același nivel, domne, uriași de 10 ani. Dar o să găsim o soluție. Păi da, facem o campanie, domne. Cum am dat o lege să scadă cazurile de diabet, o să dăm o lege pentru scăderea consumului de medicamente. Ce mare scofală! Fără norme de aplicare, fără finalitate, Ana, da, dacă întrebi, pe cum, domne, ne-am făcut datoria, da? Ce, ce ați făcut? Am dat o lege. Până la urmă, noi suntem ca dracu' suntem.